În perioada 6-7 august, la Cladovo, localitatea sârbească, situată la doar câțiva kilometri de granița cu România, are loc o nouă ediție a Ethno Folk Festival. Vor fi 3 zile de distracție, cu muzică pentru toate gusturile, de la rock la muzică populară. Invitat special al evenimentului este cunoscuta interpretă de muzică folk sârbească, Lepa Brena. Vecinii sârbi din micuțul oraș de la Dunăre, Cladovo, se pregătesc de cel mai important eveniment cu public organizat după pandemie. Este vorba despre reluarea festivalului Ethnofolk, eveniment de tradiție organizat aici încă din anul 2005. Festivalul are ca principal obiectiv promovarea valorilor culturale și tradiționale din regiune. Pe durata festivalului, străzile din Cladovo devin neîncăpătoare datorită standurilor cu produse tradiționale prelucrate manual a producătorilor de băuturi și mâncare tradițională, dar și datorită programelor culturale și a concertelor de muzică. Invitatul special al ediției din acest an a festivalului este Lepa Brena, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică folk din țara vecină. Concertul solo al Lepei Brena va avea loc sâmbătă pe 6 august. Intrarea la eveniment este gratuită și va fi permisă doar persoanelor care dețin un certificat de vaccinare sau fac dovada că au trecut prin boală, precum și persoanelor cu un test PCR negativ sau test antigen rapid negativ pentru COVID-19.